Rinocerul este al doilea cel mai mare animal terestru, proprietarul unui corn terefiant, a dimensiunilor uimitoare, creatură care poate să se înfurie într-o secundă. Este greu să găsești pe cineva mai periculos decât el, dar așa animal există și acuși vă veți asigura în asta. În acest episod am pregătit pentru voi animale care sunt de 100 de ori mai periculoase decât rinocerii și vă voi spune câțiva factori interesanți despre acești giganți. Dacă cineva m-ar întreba cine e mai periculos decât rinocerul, fără să mă gândesc prea mult, ar zice elefantul. Serios, acest animal este incredibil de periculos și terifiant, necătând la faptul că aspectul lui este destul de pașnic. Aceste erbivore enorme adesea intră în conflicte și în 99% înving anume ele. De exemplu, aici o femelă de rinocer s-a apropiat de elefant și el n-a suferit invazia pe teritoriul său. A fost primul care a intrat în luptă. Rinocerul s-a retras, dar elefantul continuă să-l nenorocească, îl tot împinge cu trompa și colții. Într-un final, elefantul a alungat rinocerul. Aici putem vedea o situație similară. Pe teritoriul elefantului a rătăcit un rinocer, sau mai exact doi, mama și puiul. Elefantul s-a apropiat de ei încet și femeia a început să se comporte agresiv. Gigantului asta nu i-a plăcut și s-a năpustit asupra femelei. În tot haosul creat, ea aproape că și-a zdrobit puiul. În continuare urmează strigăte, împinsături cu colții și fuga celor doi oaspeți nepoftiți. Acum să ne imaginăm că elefantul a ajuns din urma această pereche și se lămurește cu ea în pădure. Femela încearcă să atace, dar elefantul pur și simplu înaintează spre ea și ea e nevoită să se retragă sub așa presiune. Cu ochiul liber se vede că e clar cui aparține avantajul. Iar aici însuși elefantul a venit pe teritoriul unui rinocer care își potolea setea. A strigat ceva furios și a atacat rinocerul. Elefantul nici măcar nu se încordează prea tare. Pur și simplu merge spre rinocer. Dar acesta simte o presiune uriașă. Elefantul e mult mai mare și e de neoprit ca un tank. Rinocerul a avut noroc și a reușit să fugă. Turiștii au filmat asta când s-au îndepărtat un pic. Ceva similar s-a întâmplat și în aceste imagini. Elefantul s-a apropiat de rinocer lângă apă. Aici putem vedea clar diferența în mărimi. Repet, rinocerul este al doilea după mărime animal terestru de pe planetă. El poate cântări până la 5 tone, lungimea trece de 4 metri, iar înălțimea ajunge până la 2. Dar chiar și cu asemenea dimensiuni, pare mic pe lângă elefant, cel mai mare animal terestru din lume. Deci nu este uimitor că n-a depus deloc efort. L-a speriat pe rinocer doar prin aspectul său. Uneori e îndeajuns și asta, iar alteori elefanții folosesc obiecte la îndemână ca să-și sperie vecinii. Aici vedem un grup de elefanți și unul de rinoceri. Parcă nu pare să existe niciun conflict, dar unul dintre elefanți ridică piatra și o aruncă în direcția rinocerilor. Așa pentru orice eventualitate. Acest elefant a decis să folosească un băț pentru a alunga rinocerul care a intrat pe teritoriul străin. După ce aruncă ramura, rinocerul înțelege că acest adversar e prea periculos, așa că se retrage. Încă un erbivor african poate fi numit și mai periculos decât rinocerul. Este hipopotamul. Au cam aceleași dimensiuni, de obicei însă rinocerii sunt un pic mai mari. De asemenea, sunt foarte puternici și agresivi. Dar la aceste capitole, totuși, hipopotamul este lider. Despre asta vorbește un factor simplu. Anual, aceștia ucid aproximativ 500 de oameni în Africa. Această cifră este de zeci de ori mai mică la rinoceri. Rinocerii se luptă cu hipopotamii nu atât de des ca și cu elefanții, dar așa momente și imagini există. De exemplu aici, rinocerul a venit la vecinul său pe teritoriu. Se vede cât de nemulțumit este hipopotamul. El își deschide gura terifiantă și face aluzia că nimeni nu-i fericit să-l vadă aici. Oaspetele neinvitat însă stă pe loc și nu pleacă. Urmează o pauză, apoi apar doi hipopotami. E timpul să-l alunge pe intrus. Ei îi oferă ultima șansă, dar el nu pleacă. Ei bine, nu au de ales. Acum intră în acțiune. Hipopotamul îl împinge în apă, îl mușcă puternic și îl doboară cu brutalitate. Rinocerul nici n-avea timp să răspundă.
Dar iată ce se întâmplă când el totuși ripostează. Hipopotamul încearcă să-l muște pe rinocer. El își expune cornul ca mușcătura să nu aibă loc. Din când în când, rinocerul aproape că își bagă întregul cap în gura adversarului. Acolo este în siguranță, căci dacă îl va mușca, se va străpunge pe sine. În orice caz, de la așa distanță, bătăliile sunt învinse de hipopotami. Mai devreme sau mai târziu, rinocerul va obosi și hipopotamul va începe să-l împingă, ca în acest video. Ca și elefanții, hipopotamii nu trebuie neapărat să intre într-o luptă directă cu rinocerii ca să-i învingă. Uneori e îndeajuns să-i sperie. Iată, ca și aici. Rinocerul s-a apropiat de hipopotamul înfuriat și acesta l-a alungat în 2 timp și 3 mișcări, deschizându-și gura larg. Apropo, gura lor se deschide la aproximativ 150 de grade. Chiar dacă există o mulțime de rinoceri și doar un singur hipopotam, el este capabil să-i streseze destul de mult. În aceste imagini, hipopotamul a dat buzna pe teritoriul rinocerilor și a început să-i amenințe. Deschidea larg gura, încerca să-i muște și își arăta în toate felurile puterea. Într-un final, l-au alungat pe obraznic, dar doar fiindcă erau mai mulți. În lupta 1 la 1, rinocerul are puține șanse să învingă. Încă un erbivor african, bivolul, la fel se ciocnește des în bătălii cu rinocerul. Aici însă totul e un pic mai complicat. Bivolii pot să concureze cu rinocerii și chiar să-i învingă. Rudele lor, bizonii, la fel au potențial în această direcție. Uitați-vă la acest rinocer care a fost adus în SUA. El s-a apropiat de o turmă de bizoni și a început să se ia de unul dintre ei. Blănosului i-a ajuns o singură mișcare cu capul, ca oaspetele să fugă ca un iepure fricos. Hienele. Acestea sunt o pacostă pentru toate animalele Africii. În grupuri, ele pot să se lămurească cu orice inamic, chiar și cu un rinocer. În acest video puteți vedea cum hienele au prins un rinocer și au început să-l înconjoare. L-au dus undeva mai departe și l-au făcut să se agite. După, l-au pus în colț și el n-avea scăpare. Hienele se uită la el ca la o pradă. Se pare că sfârșitul gigantului e aproape. Ceva similar are loc și în aceste imagini. Hienele l-au înconjurat pe hipopotam. Ele controlează toate ieșirile din capcană. Câte puțin, ele mușcă ureașul. Desigur că nu-l vor dobori rapid, dar în câteva ore e foarte probabil. Iată demonstrația. Hienele au ajuns la hipopotam, s-au folosit de stângăcia lui și au început să-l muște din spate. După câteva momente au început să muște din animal și mai tare. Rinocerul a început să fugă, dar prădătoarele s-au luat după el. Sunt sigur că nu l-au lăsat până nu au primit ce și-au dorit. Hienele mai și mănâncă din cadavre, așa că nu au ratat ocazia de a mânca dintr-un rinocer mort. Pe fundal puteți vedea și niște vulturi care își așteaptă rândul. Probabil că le-au lăsat ceva carne de rinocer. Ei bine, iată că a rămas din el doar scheletul și ele încă nu pleacă. Se pare că au făcut față unei porții atât de mari și nici nu aveau de gând să se împartă cu păsările. Girafa. Haideți să vedem și niște cadre mai rare cu conflictele dintre rinocer și girafă. El se apropie din spate de animalul înalt cu careva intenții. Sau încearcă să provoace girafa la luptă sau vrea să se joace cu ea. Oricum n-ar fi, se pare că ea nu vrea să afle cauza și pur și simplu îi dă o copită în cap. Dar ascultați puterea loviturii. După așa ceva, rinocerul a înțeles că nu trebuie să mai deranjeze girafa și le-a povestit și rudelor sale despre asta. Tot episodul a fost dedicat doar momentelor în care rinocerul a fost bătut, mușcat și așa mai departe, dar e doar din cauza că a dat de adversari puternici. Ca să nu uitați cât de puternice sunt aceste animale în sine, vă propun să vizionați câteva momente epice cu participarea lor. Mai mult decât să se bată cu alte animale, rinocerii iubesc să atace mașinile. Ei au o vedere proastă, așa că deseori percep mașinile ca potențiali adversari și le lovesc. De exemplu așa. Sau așa, el și-a făcut vânt și a mișcat SUV-ul din loc, apoi din nou și din nou. Doar atunci gigantul a înțeles că mașina nu prezintă niciun pericol pentru el, dar așa nu e mereu.
Acest rinocer s-a înfuriat atât de tare că a întors mașina de câteva ori. El a deteriorat foarte tare vehiculul și l-a rănit pe șofer, dar omul din fericire a rămas în viață. Dar dacă șoferii totuși reușesc să accelereze, acești giganți nu se calmează. Ei pot să înceapă urmărirea ca și în aceste imagini, dar să nu credeți că vor alerga vreo 20 de metri și se vor calma. Urmărirea a continuat mai mult de 2 minute. Oamenii erau foarte tensionați. Ei bine, mașina ca mașina. Poți să fugi de rinocer în ea sau va lua lovitura asupra sa. E mult mai groaznic când rinocerii fug după turiștii obișnuiți. Oamenii sunt nevoiți să arate minuni în alergare și rezistență ca să scape de aceste atacuri. Să nu credeți că odată ce este greu, rinocerul e lent. Acești giganți pot să accelereze până la 50 de km la oră. Chiar și cel mai rapid om din lume nu va scăpa, dacă animalul va accelera la maxim. Dar dacă îl va ajunge de urmă, se va întâmpla ceva de genul. Dacă rinocerul e deja aproape, este inutil să fugiți de el și mai bine este să găsiți ceva înalt. De exemplu, un copac. Uitați-vă cum s-a salvat acest bărbat de tancurile enorme. Rinocerii nu pot să se cațere în copaci și de asta trebuie să ne folosim. La final, vă invit să ne uităm la confruntările rinocerului cu alte animale. Haideți să-l reabilităm. El e nevoit să învingă după tot ce i s-a întâmplat în acest episod. În acest video, un singur rinocer face față unui întreg grup de leoaice. Ele încearcă să-l înconjoare, dar gigantul se învârte și nu le lasă aproape. El se întoarce și fuge, iar ele o iau după el. Nu știm cu ce se termină videoul, dar sunt sigur că el s-a oprit și a alungat întregul grup de prădătoare în mândră singurătate. Hei prieteni, cam atât pentru astăzi. Scrieți-ne în comentarii, voi dacă ați vedea un rinocer, ce ați face, cum ați acționa. De asemenea, abonați-vă la canalul nostru, apăsați clopoțelul pentru a nu rata noile episoade și puneți un like. Pe curând!